Bună tuturor! Filmez un moment istoric. Tocmai au plecat meșterii de pe șantierul Asociației SOS Infertilitatea. Asta nu înseamnă că sediul e gata, asta înseamnă în schimb că toate aceste demersuri. Nu mai avem tavan care se exfoliază, avem pereți curați, avem uși, tocuri vopsite, avem curent electric, nu mai avem muște de acum 6 ani mumificate, totul arată ok, n-am zis perfect, am zis ok. Să știți că, vă amintiți că data trecută nu plăceau clanțele, le-am înlocuit cu unele nu foarte scumpe din astea, dar măcar albe și noi, așa. Baia este amenajată minima, avem deocamdată doar toaletă și chiuvetă și o oglindă și curent electric, big deal, credeți-mă, așa. Avem timp pe urmă să le amenajăm pe îndelete. Planul meu este ca de European Fertility Week, care va avea loc în prima săptămână din noiembrie, să avem aduse lucrurile pe cât posibil din cele două, dintr-o bună parte din cele 21 de locuri din București în care avem materiale. Le-am numărat. Am crezut că mor, ne-am amintit cu mare eforturi pe unde mai avem materiale. Bucătăria nu este amenajată încă deloc, adică are curent electric, performanță, am pus gresie și am pus această ușă pulisantă pentru că aici la intrare, aici va fi recepția și nu trebuie să se vadă bucătăria. Se vede această ușă închisă, pulisantă. Ce vă spuneam? Vă spuneam că am socotit și că avem materiale SOS Infertilitatea în 21 de locuri din București, vorba de casele voluntarilor noștri, de balcoanele voluntarilor noștri, de supaturile voluntarilor noștri și pe la chestii profesionale. Avem pe la B1 TV, dacă vă puteți imagina, trebuie să recuperăm niște materiale la B1 TV, de prin atelierele profesionale ale soților voluntarilor noastre, ceva nebunesc. Dar mai ales avem acel depozit de la Euromini Storage, unde sunt multe, multe lucruri acolo, chiar nu știu cum o să fac să cărăm tot ce e acolo. Așa că nu credeți că nu e ușor. Mai ales că pentru unele chestii ori găsim un voluntar, dar trebuie să se sincronizeze cu alți voluntari, ori nu prea găsim să închiriem cu factură. Noi trebuie să justificăm fiecare jentimă cheltuită și atunci, de exemplu, eu dacă vreau să chem pe cineva să facă o curățenie finală, să dea o curățenie finală aici înainte de începe să mutăm lucruri, firmele profesionale de pe net vor șantier ca lumea să lucreze câteva ore bune și să îți factureze în consecință, iar doamnele care fac menaj nu îți pot da factură. Deci e o încurcătură aici. O să vedem cum facem. Bun, deocamdată mă aleg să mă bucur de albul din jur. Vă mulțumesc tuturor pentru că acest sediu vă anunț că este amenajat cu banii voștri, cu donațiile voastre, cei care ați răspuns la apelurile noastre. Practic, donațiile din contul SOS Infertilitatea, 2%, 3,5%, donațiile de la mici firme și de la clinici și acele parteneriate pe care le avem cu anumite clinici de tip advertorial. Aceștia sunt banii, aici sunt banii dumneavoastră, aceștia sunt banii care ne-au permis să trecem la această etapă istorică, îndrăznesc să o spun, după 12 ani de muncă, că este o etapă istorică faptul că asociația are acest sediu. Deocamdată tare gol, dar tare încurajator. Mulțumim tuturor! La revedere!